pentru noi este practic un vis și o bucurie că am ajuns aici. Ceva vreme înainte avea am căutat pe internet. Bine, am căutat ceva care să ajute să fie să acopere și golul ăsta. Adică să trezi într-o dimineață, eu am trezit-o și era tristă. Prima oară tristă de la accident. Și de ce m-ai trezit? Și eu am întrebat-o, păi, visam că fug. Și mami, eu n-am mai fugit de 2 ani. Și atunci a devenit asta prioritate pentru mine, Bogdan, pentru că așa cheamă pe băiatul. Zicea că cu timpul poate ajunge la o proteză performantă, gen sportivilor de olimpici. Pentru noi este bună și asta, mă bucur să văd că în fiecare săptămână, să nu zic în fiecare seară, că e destul de ocupată, cel puțin de 2 ori, iese pe un teren de sport și scoate vreo... Poate multe ture, 12, câte, Andreea? Câte ture de teren faci? Aproximativ 13 ture. Coplirii între, pentru că obosește foarte tare. Păi obosește pentru că nu... rezistența. Rezistența are problema, are... viteza e ok. Eu încă îmi pun mâinile pe ochi când obosește de viteză. Așa, dar... a ajutat-o pentru că asta lipsea. Deci după accident, când a venit la ortoprofil și am făcut proteza de mers, ne-au spus cei de acolo că practic ai putea avea o viață normală, nu trebuie să renunți la nimic, totul va fi exact ca și înainte, dacă și tu îți spui asta și vrei să treci mai departe. Și ne-am convins de lucrul ăsta, deci piesa asta lipsea. Acum că a venit și asta, în primul rând, psihologic este tot în regulă. Că știe că poate și fugi pe lângă a face multe altele. Deci, în primul rând, chestia asta nu mă de la absolut nimic. Niciodată, deloc, din potrivă, chiar m-a ajutat. Acum, în momentul de față, dacă ar fi să am șansa să dau timp înapoi, nu vreau să fac nicio formă, pentru că s-au întâmplat atât de chestii frumoase. De atunci până acum, și am avut șansa să fac atâtea chestii și, într-un fel, cred că m-a și ajutat chestia asta, să-mi depășesc limitele. Și chiar și când, să zicem că aveam o rană, pentru că o să se întâmple și răni și chestii, niciodată nu am zis că aici se termine tot sau așa ceva, pentru că chiar dacă doare, faci ce-ți place și parcă uiți, așa, dispare, pur și simplu, nu mai e acolo. Și oricum, chestia asta m-a învățat foarte multe chestii și niciodată nu trebuie să renunți pur și simplu, stai și atât. Și niciodată nu trebuie să te uiți la ce a fost înaintea ta. De exemplu, exemplele care n-au reușit sau n-au făcut sau îți spun că nu se poate sau că nu poți ține atâta timp sau că nu. Trebuie totul să faci exact așa cum simți tu. Dacă tu simți că poți să duci chestia asta, poți. Chiar dacă doare și chestii, dacă te întreabă te doare și tu știi că da, dar simți că poți, nu trebuie neapărat să spui că da. Cunosc asta, da. Dar ea știe că eu sufăr când, deci eu sunt mamă și sufăr când știu că o doare ceva și veșnic îmi ascunde, veșnic îmi ascunde chestia asta. S-a întâmplat să fie plecată 3-4 zile cu activitățile ei medievale, cu jonglăriile ei cu foc și să nu aibă timp să aerisească bontul și să vină acasă cu răni și cu alte lucruri. O întreb, e bine? Da, e bine. Am renunțat în ultima vreme să mai verific și lunea dimineața, când se meargă la școală, pur și simplu să zică mi-e lene și să o cer și să zică nu mi-e lene. Și când mă gândesc mai bine, mi-am dat seama că, de fapt, era o problemă acolo, dar nu vrea să-mi spună pentru a nu mă supăra. A preferat să o cert, că e lene și nu te duci la școală luni, decât să-mi spună, uite, totuși, atunci aș vrea să stau acasă, că am acolo o problemă, tot din cauza mea, pentru că am
uitat. Am uitat să-mi odihnesc un pic piciorul, să-l aerisez, pentru că a fost luată de activități, de ceea ce îmi place. Exact așa face, trage maxim. Trage maxim. Și se supără foarte tare când cineva, sau noi, insinuăm că n-ar putea face un lucru sau altul. Deci se supără rău de tot și întotdeauna ne demonstrează că face mai mult ca noi. Deci asta e clar, și mai mult decât orice alt om. Asta s-a văzut de la început. Tehnicienii voștri ne-au spus când am făcut proteza că va trebui să meargă o vreme cu cârja. Ne spuneau că au fost oameni care au mers poate și jumătate de an, poate mai mult. Cârja pentru a-și ajuta piciorul să meargă cu proteză, să învețe creierul cu astfel de mers și pe ea a fost cum? A pus proteză și a plecat, fără cârja, fără nimic. Țin minte că fugeam după ea și ziceam, te rog frumos, iau cât să vă sunt piciorul și n-a venit. A urmat o altă operație la un an de zile, pentru că crescuse acolo fibula și a trebuit secționată din nou. A fost urâtă recuperarea. A trebuit să stea prea mult în casă și asta a fost îngrozitor pentru ea. Și la fel, nu vroia să umble în cârje, mai bine să reau într-un picior și niciodată nu s-a atins un scaun cu rotile, niciodată de o curge de ajutorare din aia specială, deci întotdeauna atras de ea și ne-a demonstrat că poate mai mult ca noi și mai mult ca alții.